Maria. Alexia Ana Maria. Cum am mai trebuit la această lecție la Maria? Care să am vrem citat și apar peste un sfânt repărtează umple pe el credință ca să fie de adești și vreau ca să cunoască că ești Dumnezeu Dumnezeu adevărat și născut și Fiul tău, Domnul Iisus Hristos și Duhul tău cel Sfânt. Dă ei să-mi le toate poruncile și să-l pesiți să-l dească de oace, omul acestea lui care pe eu pe care le-a vințit alții și unește-o cu Dumnezeu și ca să preasărească de Dumnezeu cel Sfânt și al lui Dumnezeu cel Domnul nostru Iisus Hristos și al lui Dumnezeu cel să fie ochii tăi cu cântă de acum de pe și urile ta ca să legați de mine. Veselește pe întorul tău mediu și tu neamă de ei, ca să mă trusească ție în cuvânt și să lăbim multă ce mai și să te laude cu urmă de tine, să te vezi într-o adevăr, să te dai să slavă Tatăl și acum să mă Domnului să ne rugăm, Doamne, iubește. Doamne, slavă Dumnezeu, Iisă, cel ce te înșoată voastră cu tința. Altă se roată aceasta, Alexia, Ana Maria, încearcă, cercetează-o. Depărtează de toată lucrarea diavolului, cear de lucruri necurate și depărtează și curățește lucruri necurate. Și lucrând cu vreamnică ta lucrare, zdrobește de viața ta în picioare și de veința asupra și asupra lucruri necurate. Că dobândirea ta se învrednicească de taie ce cerești, ce vinutare și ție slavă să n-am statului și cu Iisus Hristos, acum și cu vece și veci și veci. Domnul și Sfântul Dumnezeu, Doamne, ești. Stăpâne, Doamne, Cel ce ești, Cel care ai făcut pe om pe chipul și asemenea ta, și ai dat-o putința de a dobândi viața de veci, după aceea căzând prin păcat, nu l-ai trecut cu vederea cerului, Mântuirea Lui Dumnezeu, Paia Hristosului Dău. Însuți primește-ne împărăția ta cesească și făptura ta aceasta, pe care ai zbăvit-o din robia vrășmau și deschide ochii gânului ca să-ți prălucească mai mai bău din tale. Însoțește viața ei cu îngeri de lumină ca să-i zbăvească pe lucrurile, de toată bucura potrivnic, de întâmpinarea celor mitreale și de lumea cea mea de smerice. Depărtează de leaptul mitreale și nespăratul de toate ascundece pe de mai duhul înșelăciunii. Ar fi creșul de să-și dorește tot răcuia, al minciunii și tot necurăția, care lucrează după învățătoarea diavolului. Și fă-o pe ea, ai cuvântătoare, urme cele Sfinte a Hristosului tău. Mădular cinstită al bisericii tale, fică și moștenitoare împărăției tale. Ca după poruncea ta de vestuit și păzim pe citea niște capă și pe unde sunt preîntinați, dobândească fericirea Sfinților, care împărăția ta cu harul și cu îngrăvi și cu viața de bani, ca unul în Sfântului tău, și cu rând și cu rece veșii tale. Mă întoarceți cu pasul asta, ușă? Da? Ce vă întreb, nu vă Felepezi, nu, nu mai zic, că e așa. Felepezi satana și de toate lucrurile și de slujitorul, de toată slujirea și toată slujirea lui tău. Slujirea lui tău. Mă lepăd. Mă lepăd. Felepezi satana și de toate lucrurile și de slujitorul, de toată slujirea lui, de toată slujirea lui. Mă lepăd. Mă lepăd. Felepezi satana și de toate lucrurile și de tot slujitorul, de toată slujirea lui, de toată slujirea lui. Mă lepăd. Mă lepădă. E lepădat de satana, m-a lepădat. E lepădat de satana, m-a lepădat. E lepădat de satana, m-a lepădat. Pentru a-ți spune, te unești cu Hristos, mă unesc cu Hristos. Te unești cu Hristos, mă unesc cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos, m-am unit cu Hristos. Și crezi lui, crezi lui că am împărat și numele. Știți că nu poți afară? Nu. Poftiți, ce ziceți? Credem în Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului și a tuturor celor văzute. A tuturor celor văzute și nevăzutelor. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumina din lumină, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut. Cerul de ființă cu Tatăl, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi și pentru noi oameni, s-a coborât din cer și s-a îngropat la răspunsul Duhul Sfânt și din Fecioara Maria s-a făcut om, s-a răspirit pentru noi în ziua lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scriptură și s-a suit la cerul și a întâlnit Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece morții și vii, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Duhul Sfânt, Sfântul, să vă ducească și apostolească biserica.
Mărturisesc cum botez prin iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului cea. Va să fie. Amin.